Deci, fiți atenți. Trebuie să facem următorul traseu. Luăm mingea. Atenți, da? Cotrim, fii atent. Cred că ai învățat la fotbal. O pui aici și începe așa. Pac, pac, pac. Până în capăt, până aici, vii așa. Ai înțeles? Cine începe primul? Hai să o lăsăm pe Erica. Hai, Erica începe prima. Să vedem cât de repede poate să facă Erica traseul acesta. Așa. Vino pe aici, pe aici, pe aici. Hai, 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 bravo, bravo. Bine, 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 bine. Așa. Ai grijă nu pe de parcă, numai ca. Așa, așa. Și aici. Și așa, așa, așa. Hai, hai, hai. Hai că poți. Așa. Și e capătul partea asta. Yeah! Ce-ai găsit? Salut! 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 Unde era asta? Bă, uite, arată așa încolo. Uite, încă una. Încă una. Încă una. Sunt eu. Care eu? Și asta e îndreptat încolo. Încolo. Stai așa, vă întrebam. Oare unde duc săgețile astea? Încă una. Un haiduc. Salut, sunt eu. Un haiduc. Și eu, iubirea mea. Încă săgeată. Ridică privirea. Salut! Sunt eu, un haiduc. Iar tu? Da, iar eu. Și am o nouă provocare pentru voi. Ce tare, o nouă provocare! Yeah! Stai, Erica, provocare, provocare, dar despre ce este vorba? Pe masă aveți un pahar cu suc. Acoperit cu șervețel. Și ce trebuie să facem cu paharul ăla? Cine reușește să bea fără să dea șervețel la o parte, câștigă. Păi simplu, Erica, hai să-ți arăt. Încerc eu prima dată. Fii atentă, da? Bea de acolo din pahar fără să de ce? Ăsta. Voi aveți idee ce vrea să facă Erica? Scrieți-ne în comentarii. Păi dar stai că nu-i corect. Tu trișezi, nu se face așa. Nu poți să bei din ăsta. Trebuie să bei din pahar, nu așa, că așa aduceam și eu din beci un borcan din ăsta. Nu! Trebuie să faci... acolo! N-ai voie să atingi? Nu așa a spus. Păi nu, n-ai voie să atingi. Ia! Credeți că o să meargă cu ăsta? Da! Nu merge nici așa! Nu știu ce se poate! Cred că la proba asta sigur nu câștig! Lăsați-mă pe mine! A fost așa de bun! Du-te de aici! Da! Ai băut? Da, uite! Nu te cred! Nu cred! Serios! Uite! M-a băgălit! Păi nu-i corect! Nu! Nu așa de... de... Iupii! Vezi? Și nu l-am atins în vețelul! Ha! Ai grijă! Ai câștigat un punct! Tati, ai auzit? Am câștigat! Yay! Care este următoarea probă? Următoarea probă este de logică! Ce? Logică? Da, stai, eu sunt destul de bună la logică. Sub o minge de tenis, găsiți o problemă, rezolvați-o. Minge de tenis? Da, sunt să vină. Uite. Managerul unui supermarket a constatat că în 4 luni la rând, din magazin au fost sustrase mai multe produse valoroase. După ce a verificat cu atenție camerele de filmat, a făcut o listă cu 4 suspecți. Cine dintre cei 4 fura produsele? Un pensionar, o femeie însărcinată, un tânăr cu haine oversize sau un bărbat în salopetă? Un bărbat în salopetă. Nu, tata. Păi, de logică a zis. Un bărbat care are... Deci timp de 4 luni de zile s-au furat produse din magazin. Ce sunt 4? Cred că știu. Cred că femeia însărcinată sau
ăsta cu oversize. Nu. Femeia însărcinată. Eu zic că... Mi-a zis că un tânăr cu haine oversize, că și, dacă și... ai haine oversize, nu mai bine, faci așa pe dedesubt. Păi, dar spune că în acele 4 luni la rând trebuia să nască. Cum? Ea să vină tot timpul așa cu burta mare, burta mare, în continuu. Felicitări! Asta este răspunsul corect! Să trece la următoarea probă! Yay! Am câștigat! V-am spus că eu sunt aia cu problemele de logică! Am văzut că la bucătărie se gătește! Și dacă se gătește, care-i faza? Câștigă punctul acela care se va duce și va pune sare în mâncare! A, niciun caz! Eu renunț la punctul ăsta! Nu vreau să stric mâncarea! Păi, în cazul ăsta, punctul e ca și al meu! Am multe de nevoie în cuchinul ăsta, pentru că afar cu niște sare. Dar ce vrei să faci cu făina aia? Cozonac. Faci cozonac? Ai, ce bun, am înțeles. Vreau să fac un cozonac. Paște. Ai văzut ce acolo afară? Vine ploaia? Oh, no! Da, vine ploaia. Hai că am plecat. Mă duc, am treabă cu sarea aia. Ce cu ea, mă? Ce așa de agitat? Ce-ați făcut? Yes! Misiune îndeplinită! Am reușit să pun sare! Felicitări! Cred că va ieși foarte gustoasă mâncarea! Cine mai pui să face de data asta? Cine va reuși să facă cele mai frumoase ouă de Paște, va câștiga un punct! Adică să decorăm ouă? Yay! Păi așa a zis, că trebuie să decorăm ouă! Hai, să mergem la decorat ouă! Ce faci? Ce faci? Ce faci? Stai puțin! Hai să gustați un pic de cozonac pe la terminat! Nu! Tu iau-o pe asta, tu iau-o pe asta! Hai, tată! Ce tare, vă cozonac! Foarte bun! Eu! Ce e asta? Ce am surat? Vezi că eu am văzut că mi-ai pus sare în mâncare? Mâncare surată! Nu mi-a plăcut niciodată! Așa trebuie! Foarte bun, cozonac! Acum trebuie să vă obțesc o ore, deci am nevoie de postcadio și atunci! Am venit, am existat. Nu știu ce vrei să faci tu cu niște carioci? Uite aici, la mine. Prima dată o să vopsesc oul în roșu. Îl înfășoam ca pe o bomboană. Oul. Arăt eu imediat cum se face. Uite așa. Și am să pun cu verde. Tati, nu așa, prima dată trebuie să vopsim șervețelul și tu poți să pui ouul. A, da? Pe șervețel. Eu crezi că așa. Păi da, acum ai rupt șervețelul. Păi așa se rupe tot șervețelul, nu, las că e mai bine așa. Eu! Oh, cum se vede verdele? Ah, ce fain! Abia aștept să văd rezultatul. Ce fain! Ți-au ieșit Erica! Ce ai făcut tu? Ai făcut un iepuraș! Da! Uite așa ce om frumos ai făcut tu, Erica! O bibie! Ce drăguț ai ieșit! Dar stai că astea nu sunt toate! Eu uite, am mai făcut! Dar că le-ai făcut pe toate! Uite. Nu cred! Nu cred ce ouă a făcut! Erica! Ce ouă frumoase a făcut! Nici nu mai are sens. Ești câștigi? Am făcut și ouă! Un ou! Cu siguranță punctul va merge la Erica, nu la mine! Din nou un punct la mine! Am 3! Scrieți în comentarii care vă place cel mai mult! Felicitări! Ai făcut niște ouă foarte frumoase! Meriți un like! Mulțumesc! Mă bucur că îți plac ouăle pe care le-am colorat! Și în sfârșit, ultima probă și cea mai interesantă! Legați la ochi, va trebui să ghiciți gustul! Ce? Legați la ochi? Dar mie nu-mi plac probele astea! Nici mie nu-mi plac astea, Erica, dar dacă tot a intrat în joc, să-l facem până la capăt! Hai! Am auzit că aveți o probă mai interesantă! O,
Oh! Oh, oh! Ce fac acum? Am ochii deschiși sau închiși? Spuneți voi! Primul produs. Hai, închide gura. Are un gust ciudat. Are un gust ciudat. Dar cum să aibă gust ciudat? Chiar nu-ți dai seama ce e vorba? Îți dau și ție, Erica? Da. Hai să vedem care dintre voi nimerește. Știu. Stai să vedem dacă știe și Erica. Știu. Stai puțin, stai. Mortadela! Nu e mortadela! Ba da! E altceva! Ei, dacă tu nu te hotărăști, să știi că e ca cuștita pentru că este mortadela! Nu cred! Al doilea produs... A, pot să spun? Are gustie! Pot să spun? Nu știu, ar trebui să spuneți amândoi odată! Spuneți amândoi odată! Cașcaval! Doar atât? Da! Doar cașcaval? Cașcaval verde, cu pesto, da. Cu wasabi, cu wasabi, că iute. Deci un punct merge la tata Erica, yes, pentru yes, că el yes. A fost mai precis. Oh. Yes. Și ultimul... Da, dacă... Asta ar trebui să fie simplu. Este sau nu este simplu? Deci mi-a terminat gustul. Nu mai simt nimic. Oh, tu idee bună că ți-am dat wasabi. Să mor! Să mor? Da. Deci? A câștigat Erica pentru că am fost înaintea mea. Erica, corect. Deci este 2 la 1. Ai. Erica a câștigat proba. Puteți să vă dați... Wow, ce bine wow. Așa. Felicitări! V-ați descurcat bine și la proba aceasta! Nu ne-a descurcat, m-am descurcat, da! Și în sfârșit, ultima probă! Ce? De asta nu a fost ultima probă! Adineamul, ai spus că e ultima probă, încă una! Fiți atenți! Cine face 100 de flutări, 100 de genoflexiuni? S-o crezi tu! Eu nu mai fac, gata! Dacă e vorba de exerciții, nu! Pare rău, gata, Erica, îți las ție punctul ăsta, eu am plecat! Ai cântat, dacă ai ieșit din joc? A câștigat eu pentru mine să punctului! Da, ai câștigat! Acum tu te și ia-ți premiu! Vezi că-l găsești pe hol, lângă poza ta! Ce? Vin, casă premiu! Acum mă duc! Wow! Ce fain! Mă duc să ieși lui tati! Tati, uite ce-am găsit! Și? Uite! Și asta? Vezi că am găsit pe punctele! Are înăuntru un ou vopsit de Paște și cu niște băi, chestia asta o găseam eu când eram mic în prima zi de Paște. Mă trezeam și trebuia să vin cine se trezea primul și ajungea în baie, lua bănuții din pahar, scotea ouul și se spăla cu apa de aici, dădea pe față. Așa făceam. Așa era tradiția la noi. La voi tot așa este? Foarte tare! Bravo, Erica! Felicitări! Felicitări! Poftim! Primul ți aparține! Mă duc să o suc cu bănuții și Hristos a înviat. Să nu uitați să dați like și să vă abonați!